Băi, sincer, îmi doresc foarte, foarte mult să văd în sfârșit războiul din Ucraina terminat și, bineînțeles, câștigat de ucrainieni. Și nu pentru că neapărat mi-e milă de ucrainieni, ceea ce mi-este, însă aș vrea ca odată pentru totdeauna să se înțeleagă de către toată lumea cât de periculoasă poate să fie propaganda, fake news-ul și cât de ușor sunt de dus de nas oamenii neinformați. Ceea ce voi nu sunteți pentru că îl urmăriți pe fratele Hașu. Nu știu dacă știți, dar Ucraina a primit tancuri de la 12 țări, tancuri cu care se va apăra și sperăm noi cu care va continua ofensiva împotriva inamicului, împotriva ocupanților, ocupatorilor, împotriva rușilor. Ucraina va primi până la 140 de tancuri în primul val de livrări din partea unei coaliții de 12 țări. Și bineînțeles că chestia asta e enervat teribil pe ruși, dar pentru că, na, oficial de la Moscova nu poți să spui anumite chestii, știi? Cum le spui? Le spui prin goarnele pe care le ai, prin propaganda pe care o ai și prin oamenii pe care îi plătești să îți răspândească propaganda, și anume prin oamenii de la TV în special, pentru că, la fel ca și la noi, oamenii se mai uită la TV în Rusia, în special oamenii care nu au acces la internet sau oamenii care nu știu să folosească internetul și calculatorul, se uită la TV. Și bineînțeles, dacă te uiți la TV și singura informație pe care o iei este din televiziune, asta este foarte ușor de modificat și de alterat informația asta. Propagandiștii lui Putin cer ca Rusia să înarmeze Corea de Nord și Iran ca să atace Occidentul. Rusia importă arme din cele două țări. Deci fiți atenți aici. Echipa de propaganda Kremlinului a propus ca Rusia să înarmeze Iranul și Corea de Nord pentru a ataca Occidentul, o măsură care, în opinia lor, ar fi în oglindă cu ajutorul militar acordat de țările vestice Ucrainei. Propagandiștii lui Putin par să facă abstracție de faptul că Rusia are probleme cu dotarea trupelor sale din Ucraina și cumpără drone kamikaze din Iran și, potrivit serviciilor de informații americane, rachete și obuze de artilerie din Corea de Nord. Ăsta este filmulețul cu pricină. Ucrainii nu sunt vragi, nu ucraințe, toți nația ocupată fascistami. Mă rog, ce zice de fapt este că, dar ele, țările occidentale, nu au dușmani? Ce cred talibanii oare? Ei n-au nevoie de nimic? Poate putem să ajutăm Iranul cu ceva. De ce are nevoie Iranul? Ce le putem oferi? Dar Corea de Nord. Putem face ceva pentru ei? Da, dar să-i scăpați de Kim Jong-un, dar nu cred că vreți asta. Știi că ai ajuns la fundul sacului când cauți să te aliezi cu Iranul, cu talibanii și cu Corea de Nord. Adică săracii de ei au ajuns la fundul sacului și mi se pare ireal că încă se zbace, se chinuie și încă se poziționează ca un adversar viabil pentru NATO, în condiția în care ei, rușii, în Ucraina, real vorbind, este luptă cu NATO. Nu știm și noi toată chestia asta, că practic este un război între NATO și Rusia, nu? Care se dă pe teritoriul Ucrainei. Se numește război prin proxy. NATO nu contribuie direct cu trupe, deci trupele ucrainene nu se luptă direct cu trupele NATO, dar se luptă prin proxy. Adică cum? Prin faptul că NATO trimite know-how și aparatură ucrainenilor. Aparatură pe care ucrainenii o folosesc cu succes și rușii, săracii de ei, nu prea fac față. Deci rușii sunt împinși în momentul ăsta către granița mamei Rusii. Și să ne înțelegem, asta se întâmplă fără implicarea directă a NATO, a trupelor NATO. Și rușii nu fac față. Deci ei practic se luptă în momentul ăsta cu poate 1-2% din NATO și cu toate astea nu fac față. Cum ar fi un război deschis NATO-Rusia? Adică vă puteți imagina și voi dacă nu se descurcă momentul ăsta luptându-se numai cu câteva tancuri și niște HIMARS. Știi? Nu pot. Dar păi cu toată forța NATO. Adică este imposibil să bați NATO în momentul ăsta, tu fiind Rusia, bineînțeles. Și vor să ceară ajutorul acestor țări, sau mă rog, caută să se aleze cu țările, pentru că nicio altă țară nu se va alia cu ei. Nici măcar China, inclusiv China este reținută în a se alia direct cu rușii. Atât de paria au devenit rușii la nivel mondial. Și este trist. Pentru că, na, rusul de rând, știi, săracul de el, poate n-are neapărat o vină. Dar pentru că este condus de astfel de tirani, de astfel de nebuni, uite ce se poate întâmpla. La ce duce corupția și oligarhia? Why is she dressed like Mrs. Claus? They overestimate themselves again. Da? Exact ce am zis eu mai devreme. This is a symptom of nothing good on Russian television.
these folks get too much time between commercials. Are they out of Russians now? Adică, practic, cer ajutorul Coreei de Nord și Iranului pentru că nu mai au efectiv ruși pe care se trimită pe front, în Ucraina. Un meme cu Miss Piggy. Oh my God. Are they planning alliance of dictatory nations? Wait, this sounds somewhat familiar. Da. Da, uite un cuvânt pe care l-am preluat de la ruși. Auzi, dar este oare rusesc cuvântul da sau este slavic? Cuvântul da, aparent, este un cuvânt slavic, pentru că sunt mai multe țări care folosesc cuvântul da. Noi nu suntem o țară slavică, noi românii, noi suntem o țară latină și cu toate astea folosim cuvântul da, probabil din cauza sau datorită influențelor slavice pe care le-am avut de la vecinii noștri slavi de jur împrejur, inclusiv de la ruși din nord. Deci da, 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 am preluat cuvântul da. Faza cu da, ăsta este că tot timpul când merg într-o altă țară și sunt cu prieteni sau ceva și vorbim și zicem da, 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 oamenii presupun automat că suntem ruși. Mai ales că avem așa o limbă străină față de a lor, știi? Și asta tot timpul mă enervează, tot timpul mă enerva chestia asta. Nu mă rog, n-avem ce să-i facem. Decât să schimbăm cuvântul, da, ceea ce da, e un pic diferit, e un pic dificil. Dar la cât resentiment există împotriva rușilor mai nou, nu m-ar mira să existe mișcări din astea de a scoate elementele ruse din cultura țărilor, știi? Tot ce element rusesc, să-l scoți, cum ar veni, știi? Nu m-ar mira să existe astfel de inițiative. În altă ordine de idei, vreau să iurăm bun venit lui Fresh Meat în echipa de sponsori a canalului. Mulțumim mult, Fresh Meat. Din ce am văzut la el pe Instagram, e el sau o echipă de oameni care organizează vacanțe, sporturi și experiențe din astea mișto. Acum, de exemplu, se dau cu placa și cu schiurile prin munții Bucești. Dați-l un follow pe Instagram, Fresh Meat, echipa Fresh Meat. Dar mulțumim de asemenea și celorlalți sponsori care susțin acest tip de content și vouă că ne așteptați cu un like și un coment la fiecare episod. După cum vedeți, nu mai sunt acasă, sunt într-o cameră de hotel, fiindcă sunt pe drumuri, fiindcă fratele vostru Hașu plănuiește o chestie foarte, foarte mișto, o schimbare majoră în viața mea, o schimbare majoră în conținutul pe care îl voi posta aici pe YouTube și pe Instagram și pe toate paginile mele de social media. Nu vă zic momentan ce este, dar este ceva dramatic, e ceva drastic și e ceva ce o să vă surprindă. Vă zic doar atâta, sper că vă place apa. Hai, să aveți o zi faină, ne vedem data viitoare cu un nou clip.